Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, este despre flăcări gemene sau suflete pereche de vibrație înaltă. Și când spun de vibrație înaltă, în primul rând cu gândul la o misiune colectivă foarte specială pe care o veți descoperi în timp, în cazul în care acum nu știți, dar cel puțin unul dintre cei doi implicați intuiește că ceva foarte special și, repet, la nivel colectiv, se va manifesta între voi doi. Așadar, vă rog din tot sufletul, dacă vă place să ascultați aceste etalări, mă bucur. Dar să nu confundați aceste etalări cu etalările colective, care sunt și despre relații karmice și despre alte suflete pereche. Vorbim despre flăcări gemene la început de an, eventual, repet, suflete pereche de vibrație înaltă. Avem aici feminin, masculin. În timp ce am pregătit și am amestecat cărțile, a picat în primul, la început, tabloașul cu masculinul. Cred că pentru energia masculină se întâmplă un eveniment neașteptat. În ce sens un eveniment? Un eveniment turn. Turnul reprezintă foarte mult, dar cred că în acest context reprezintă, pe lângă evenimente neașteptate, o trezire. Că vorbim de flăcări gemene, am pus și flacăra între voi și alte simboluri care să vă susțină în regăsirea voastră. Repet, nu toate flăcările gemene se vor reuni pentru lucrarea colectivă. Însă unele, da. Să sperăm că faceți parte dintre acelea care se vor reuni și vor lucra, pentru că asta e scopul, da? Scopul nu este să stați împreună, să faceți o căsuță, niște copilași, cum fac restul sufletelor. Nu, scopul este să transmiteți celor pe care îi veți întâlni, probabil că parte din transformarea voastră, experiența voastră în zona aceasta spirituală, a creșterii, a transformării. Și cine știe ce alte lucruri veți mai descoperi că aveți de transmis, de ajutat umanitatea în această perioadă foarte critică și foarte specială. Am spus, masculinul deja trece printr-o perioadă de trezire, își dă seama că eu știu ce. Femininul și ea a picat și această figură a picat un pic mai târziu. Acum nu știu dacă e vorba de trezire, cât tot așa de evenimente, de comunicare. O să vedeți, apare comunicare deocamdată. Unde au venit? Da, uite aici. Regina de spade. Regina de spade și e și regina energie feminină. Se va comunica. Poate că masculinul vine spre energia feminină, nu știu, dar se va comunica. Aici avem un 4 de spade care ascunde un 3 de cupe. Unii dintre voi ați meditat la această reuniune, la această dragoste profundă a regelui de cupe. Și eventual ați meditat, ați comparat cu alte suflete pereche, cu alte relații karmice, cei care ați trăit într-o relație și imediat vă zic că într-adevăr unii dintre voi încă mai sunteți în vibrații karmice și asta e, anumite relații karmice se eliberează mai greu, mai ales cele de familie. Uitați, 4 de monede. Pentru mine, 4 de monede, relație karmică, relație tradițională, relație care există de dragul stabilității, în care sunt stringuri, după cum vedeți, stringuri peste stringuri, dar apare 2 de bâte. Nevoia de a alege și de a face planuri de eliberare, de expansiune, 3, comunicare eventual și 4, întâlnirea cu flacăra geamănă. Interesant că la capătul setului de cărți apare împăratul. De-aia am spus, posibil pentru energia masculină să există un soi de trezire, să-și dea seama că stă într-un ambient, în diferite relații, prea mult de dragul stabilității și mai puțin își găsește verticalitatea, mai puțin își manifestă, interesant, creșterea. În aceste relații nu a crescut. A fost doborât, a experimentat altceva, rezistență, alte lucruri. A învățat niște lucruri. Nu zice nimeni că nu înveți în relațiile karmice, că de-aia sunt karmice să înveți. Dar își dorește expansiune. Își dorește, cum a zis, să meargă către 3 de bâte, 3 de monede, să colaboreze cu cine? Cu regina de cupe. Și mai devreme am văzut regele de cupe. Cu perechea sa, cu dragostea vieții sale, regele de cupe, da?
Emoții sunt, multe lucruri sunt. Parcă mai venise o carte, ia să vedem. Așa, ca pre-etalare. Flacăra există între voi, la unul mai mare, la altul mai... Așa, interesant. În seria aceasta de cărți a apărut faetonul, vibrația acestui an. 7. Dorința de a merge. Către ce? Către stea. Către ce? Vindecarea care este necesară între cei doi și misiunea aceea foarte specială pe care cei doi trebuie să o manifeste la nivel colectiv. Sub ce formă veți trăi și veți vedea. La capătul setului interesant se confirmă transformarea despre care am vorbit. Transformare intensă. Ia uite. 6 de cupe. Între două suflete care au mai trăit și 3 de cupe. Care au mai trăit multe vieți împreună. Vieți e puțin spus. Dar am zis că această etalare este și pentru suflete pereche de vibrație înaltă. Da. Ia uite, împărăteasa, și împăratul și împărăteasa. Deci vorbim totuși, se confirmă că vorbim despre suflete flăcări gemene sau suflete pereche de vibrație înaltă. Aș vrea să văd totuși, am pus și setul acesta de cărți, la capătul setului de cărți, turnul, evenimente neașteptate, dragoste, probabil că după niște separări, că așa se întâmplă la flăcările gemene, după niște separări bruște, apare sentimentul de dragoste, trezirea că, băi, stai, că eu de fapt iubesc persoana respectivă, suntem noi separați, dar eu de fapt iubesc persoana respectivă, nu e doar așa o atracție, și dorul imens. Senzația că totul e pierdut și totuși un dram de speranță există. Energia masculină. Hai să începem cu masculinul. După cum vedeți, am pus elemente care țin de yin și yang, de alb și negru, de lumină și întuneric, de masculin și feminin. Energia masculină. Interesant. Hai că iau 3. Simt nevoia să iau 3. Și apare și vocea, țineți-o minte. Această energie masculină se simte foarte, foarte îndurerat, trădat, am văzut doliu. Poate că într-adevăr experimentează un doliu în viața personală și se trezește, pentru că atunci când cineva o pierdere, nu doar separarea față de voi, pierdere într-o anumită formă, atunci când pierdem oameni dragi sau oameni importanți sau oameni care au însemnat ceva pentru noi, ne trezim. Ne trezim la realitate. Însă pentru mine această carte este urmată de Tai Chi și de invocare. Imediat vă zic și pe celelalte. Deci 10 de spade, Tai Chi. Tai Chi, apropo de energie, de energia care circulă între voi, masculin și feminin. Dar imediat mai vedem. Energia feminină, odată. De două ori. De trei ori. Puterea. 6 de monede. 8 de cupe și regina de spade pe care am văzut-o mai devreme și 4 de spade pe care tot așa le-am văzut mai devreme. Energia feminină cred că a spus ce a avut de spus. Sau a dat de înțeles. Ia, ce mai e? Regele de bute. Da, a exprimat într-un fel sau altul atracția intensă pe care o simte față de flacărea sa geamănă, că e ca un vis care devine realitate într-o anumită formă, că a visat, că îl simt, probabil că îi simte energia în 5D, în 5, în 6D, pentru cei mai evoluați și există și 6 și 7, bine, 6D, așa. Dar din cauza că acest personaj probabil că a fost prea sexual, regele de bâte, într-o anumită privință, nu a manifestat flacăra, energia divină, corect, și a deranjat energia feminină. Energia feminină a spus ce a avut de spus într-o anumită formă și a intrat în meditație, în tăcere. 4 de spade este eremitul, varianta mică. A intrat în meditație.
8 de cupe confirmă eliberarea emoțională de situația aceea neplăcută în care au fost la un moment dat, de-aia el se simte trădat, și el merge către 6 de monede, echilibru financiar, se concentrează pe puterea sa, pe transformarea sa, pe stabilitatea și echilibru financiar, spune. Regina de spade a apărut aici, în partea cealaltă a apărut vocea și una și cealaltă comunică. Ia uite, a apărut acum vocea și una și cealaltă comunică. Probabil că energia masculină se gândește la toate pe care le-a auzit, pe care le-a auzit de la perechea sa. Dacă pot să spun pereche când vorbesc despre flăcări gemene, de la sinele său feminin, mai bine zis. Dar am zis că etalarea este și pentru flăcările gemene de vibrație, flăcările, sufletele, pereche de vibrație înaltă. Da. Își dă seama interesant ce simt. 10 de spade în acest set de cărți, eu îl simt ca un început de eliberare. Repet, de energiile karmice. Și eliberarea aceasta duce către ce? Către un as. Trezirea, turnul. Dorința eventual de a se echilibra energetic și posibil pentru unii dintre voi această energie masculină să practice sau să, conștient sau inconștient, un anume tip de invocare, de chemare a voastră către ei. Aici este o energie feminină care practică invocarea, dar am zis eu, la flăcările gemene, energia feminină, voi sunteți una și aceeași persoană, aceeași ființă. Este o latura sa feminină care vă cheamă în viața lor. Eu asta simt. În fine. Hai să vedem. Energia comună. Pe de altă parte, se simt că energia masculină se protejează. Se protejează de... interesant ce mesaj mai vin. Se protejează de niște alte energii mentale, emoționale care vin înspre el dinspre relațiile karmice, oameni care, de care vrea să se separă și aceea tot în, un anume tip de atac energetic, emoțional, mental, se izolează de ei. Probabil că le vede excesul și le simte vibrația. Începe să facă diferența între a fi echilibrat și a fi în exces sau, dimpotrivă, în lipsă de... Ia uite, vorbim de îndrăgostiți, da? A simbolul al flăcărilor gemene. Situația dintre voi. O dată, de două ori, de trei ori. A și sărit invers. Ia uite, ce vorbeam mai devreme. Împăratul au sărit. Aici este împăratul un pic dezechilibrat. Trebuie să aleagă. Am zis, trebuie să aleagă. Îl punem deoparte ca mesaj în plus. Și turnul, evenimentul despre care chiar am vorbit. Trezirea. Justiția, iar echilibru, dreptate, karmă, trei de spade. Deci, da, pentru că voi aveți 6 de monede, echilibru și puterea, sunteți în putere și în echilibru și luptați luptați să creșteți în continuare, să nu fiți atașate de poveste mai mult decât este normal. Cine a trădat, își primește karma. Asta este clar. Însă, ia uite, regele de spade. Am văzut și regina de spade, acum apare regele de spade. Dar iar este un anume tip de înțelegere. Am zis, merge către as, către rege, regină, ce-o fi acest 10 de spade invers. Acest sentiment de trădare.
Împăratul invers sugerează că acest masculin își dă seama că eventual pentru unii dintre ei, că sunt două variante, au vrut să fie în control și au dus această dorință de putere și de control în exces. Au făcut, cu alte cuvinte, abuz, au practicat abuz de putere într-o anumită formă, din dorința de a avea bani, de a avea anumite colaborări financiare fructuoase, au exagerat, sau poate creștere financiară, da? Pietre de monede, creștere financiară, au exagerat în domeniul financiar material, într-o anumită privință. Sau, dimpotrivă, există și varianta în care alții au profitat de el. Alții au creat, justiția vorbește despre contracte nesănătoase, contracte inclusiv căsnicie. Dar pot să fie contracte sau aranjamente, business-uri. Hai, cum să facem bani, dar incorrect, nesănătoși. Din acest motiv apare și justiția. Oricum, această trezire prin care trece împăratul în mod special, a venit mesaj pe el mai ales, îl va ajuta să discearnă pe viitor. Energia voastră, eventual, de la distanță, dacă vă rugați, iar invocare înseamnă multe, înseamnă foarte multe, poate să fie și energia voastră în care și voi vă protejați de karma, de bagajele negative cu care vine acest personaj, că de-aia a fost separare pentru unii dintre voi. Energia voastră echilibrată, taiciul vostru echilibrat și puterea voastră, dacă e direcționată cu eleganță, cu noblețe, prin rugăciune, poate să influențeze și la distanță, aș spune. Ia uite, ce asta? 8 de monede. Dorința, ia uite, și 7. Dorința de a munci, de a crea la nivel colectiv ceea ce trebuie, dar în primul rând între voi doi. De a munci relația, de a investi în relație. Pasiunea este nebună, dar asul de bute. Ia uite, și asul de cupe. Dar, cu marele preot, poate că o familie a influențat situația dintre voi la un moment dat. Dar ce drăguț în aceste de cărți, acest mare preot are și trăsnetul turnului. Am zis, cine a fost în relații tradiționale, religioase sau, dimpotrivă, lipsite de credință, însă cu anumite reguli, cu un anumit stil de viață, care? Ce a făcut acel stil de... Că marele preot vorbește despre foarte multe, printre care și despre religii, printre care acele multe. Da? Și despre, nu religii, vreau să zic restricții. Dacă acest personaj sau unul dintre voi ați avut o familie care a restricționat emoțiile și pasiunea într-un anume fel sau creativitatea într-un anume fel, aș spune că există trezire. Celălalt care este mai evoluat spiritual, aici puterea clar arată putere, da? Putere. Posibil că i-a arătat celui mai adormit, să zicem, la modul frumos, mai adormit. Care-i treaba? Stai, că de fapt nu trăiești într-o atmosferă sănătoasă, corectă, wake up to reality, ceva de genul acesta. Și cred că se trezește acest personaj. Cred că se trezește. Interesant, am aprins această flacără, dar flacăra pare că... E destul de slabă. Din cauza acestor situații prin care trece masculinul. În mod special, energia masculină. Să mai aprind o lumânare. Susținem energia feminină, susținem cu, da? Cu ce putem situația dintre cei doi. Da, până aici, lumânărica. Până aici. Trebuia să meargă. Uite, e firavă, e firavă. Le-am zis, are nevoie, invocați, repet, puteți să fiți și voi, le trimiteți energie, putere,
inclusiv protecție, că am zis că și ei au nevoie să se protejeze de atacurile energetice și mentale ale persoanelor karmice de care vor să se elibereze, pentru că vor să se elibereze. Interesant cu regele de spade, care pentru mine poate să însemne și un notar, și un avocat, și un doctor, în fine, dar aș spune mai degrabă cu justiția și regele de spade, toate spade. Ar putea să fie un divorț în curs. Interesant, vorbesc de două suflete perechi, chiar flăcări gemene, care, într-un mod neașteptat, se vor echilibra. Cavalerii de spade vor comunica despre echilibru, se vor reîntâlni, dar să vedem totuși situația dintre cei doi. Deja 20 de minute am vorbit. Situația dintre cei doi. Ai, ce frumos! Apare steaua și e minunat! Regina de bute și steaua. Aveți încredere, doamnelor, energie feminină. Aveți încredere în voi. În flacăra voastră, că ambele reprezintă foc. Dar e un foc rece. Alături de stea. Este opoziția între leu și vărsător și vă rog frumos nu vă fixați că vai că eu sunt leu, vai că și el e vărsător. Nu, nu, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Vorbim de energie. Aveți încredere în voi, aveți încredere în ceea ce creați, că voi vă creați echilibru și abundență și că dacă v-ați eliberat de situația aceea ciudată, neplăcută, lucrurile se vor limpezi, vă veți echilibra. Am zis, voi purtați în mână și cupa lor și cupa voastră, deocamdată, în această situație. Și a spune cu respect și cu creativitate, le folosiți pe amândouă cum se cuvine. Da, am zis, folosiți energiile voastre pentru colectivul vostru, îi ajutați în continuare pentru voi, vă vindecați, vă curățați, vă concentrați pe abundență, pe lumina voastră, pe darurile voastre, dar le trimiteți și voi, le trimiteți și lor. Îi hrăniți și pe ei, interesant. Îi hrăniți și pe ei, am zis că trimiteți și către ei. Asul de monede. Și unul și altul, aș spune. Și unul și altul vă gândiți când se va manifesta în realitate, în practică, această posibilitate. Da? Hai să mai vedem. Am văzut regele de bute, acum apare regina de bute. Eventual, atracția pe care o simțiți, vă luptați și voi cu această atracție, pentru că este atracție foarte, foarte mare, între flăcări gemene și suflete pereche de vibrație înaltă. Asta vrea să iasă. Ia uite, vorbeam de atracție, apare asul de bute. La capătul setului de cărți, 7 de cupe. Visați unul la celălalt. Vă gândiți când o să transformați în victorie eșecul care a fost între voi, pentru că la un moment dat unul a fost concentrat, repet, pe trei de cupe, pe prieteni, pe distracții, pe relații karmice, pe triunghiuri amoroase sau poate sunt colaborări, că am văzut aici un trei, da? Și unul și altul visați. Și unul și altul aveți opțiuni, că sunteți puternici, că sunteți fine amândoi, dar nu e vorba de opțiuni. Eventual și unul și altul vă gândiți, iar asul de spade, când se va comunica, interesant. Când se va comunica, se va deschide un nou capitol în care, da, veți înțelege. Aș spune, da, veți înțelege, veți vindeca, veți înțelege. Eremitul. Înțelege. Și de ce au fost separări, deci de ce au fost dezamăgiți, de cele celelalte, uite, a mințit cineva, 7 de spade, furăciosul, mincinosul, fugăciosul, da? Probabil că cineva a ascuns de această relație foarte profundă și foarte profundă, de 6 de cupe și 6, da? Și îndrăgostiții. A ascuns faptul, orică este soț, orică un tată sau altcineva, o figură masculină, îi influențează în aspecte care țin de tradiții, de familie, de bani. E o influență. Poate nu ar fi toți soți, da? Dar unii pot să fie soți, să aibă o familie de care au fugit sau au ținut-o ascunsă față de voi și ea ca intuiția voastră a spus că e ceva putred acolo și s-a produs separarea. Dar
nou capitol se va deschide în care veți înțelege. Casul de spade înseamnă și înțelegere. Veți înțelege. Că am zis, te decupe. De ce a fost refuzul acestei mari iubiri? Pentru că a fost familia. Familia poate să fie a treia cupă, da? Și e cam goală în situațiile astea. Cât ar fi de mare. Opțiuni. Iluzii. Însă, am zis, în prezent aveți pasiunea aceasta încă există. O susținem. O susținem noi. Aici e destul de mică, frate. Sperați, aș spune, sperați că se va manifesta un nou început. Ia uite, regele de cupe. Și că vor veni echilibrați, apropo de Tai Chi, vor veni echilibrați, energia masculină, echilibrați emoțional. Că știți că e dragoste între voi, știți că e dragoste, știți, ia uite. Știți că și unul și celălalt sunteți tot ce v-ați dorit, dar ia, trebuie comunicate și emoțiile, trebuie explicate niște lucruri. Poate cine unul dintre voi trebuie să-și ceară scuze. Mai degrabă, cel care a refuzat, cel care a fugit de relație. Hai să facem, știți că vreau joar 6. Deci la voi e 6. Bine, la ei Tai Chi e interesant și la ei. 2 de monede, imediat, o să și clarificăm. Iată. Ei încă nu știu. Am zis, sunt într-o transformare. Împăratul este dezechilibrat, un pic dezrădăcinat și este de înțeles, iau-te și împărăteasa. Și voi vă gândiți la ei și vă este dor. Mie să nu spuneți că nu vă e dor. Da. Eventual, dacă influențează o mamă, o soție în această poveste, este greu. Dar, repet, nu este imposibil, pentru că unii dintre ei trebuie să-și dea seama, dintre voi, dintre ei, trebuie să-și dea seama, măi, mamă, mamă, cât ar fi de mamă, da, ok, dragoste necondiționată pentru mamă, dar asta nu le face mai, nu le face mai bune decât sunt. Mamele pot să fie foarte manipulatoare. Soțiile nu mai zic. Pentru ce? Pentru bani, pentru falsa stabilitate, vai, acum să nu sufere copilul. Nu mai lăsați cu chestiile astea, toți avem de suferit, toți avem aici de trăit niște experiențe, altfel cum creștem, dacă protejați prea mult copilul, nu mai creștem veci. Iar excese emoționale ale relațiilor karmice care influențează. Deci aici este excesul emoțional, de care trebuie să învețe să se protejeze și să învețe să discearnă. Situația dintre voi. Stai să mergem cu o carte. Iată, vorbeam singur. Au venit două cărți. Am zis că iau 6. Dar vedeți, am zis că iau 6, că e numărul îndrăgostiților și îndrăgostițele prezintă într-o anumită formă flăcările gemene. Da, măi, da. Uite, energie masculină. Se va manifesta cât de curând. Vor alege. Cât de curând vor alege să comunice, să exprime ce simt și în momentul în care exprimă ce simt, poate că vor veni cu un dar, iau-te, își fac planuri. Pentru că sufletul lor e doar bucurie când se gândesc la voi. Iau-te, 9, 10. Posibil să fie o oarecare distanță între voi. Poate unul dintre voi și-a schimbat, cu 3 de bâte, și-a schimbat, eu știu, locația. Din niște motive, nu explorăm acum, nu încercăm să vedem din ce motive v-ați mutat. 3 de bâte, dar e distanță între voi. De-aia a fost și turnul, separarea. Însă, emoții sunt. Însă, emoții sunt și vorbesc acum despre niște flăcări gemene, da? Care sunt pe cale să se întâlnească. Speranța, ca aici, manifestați ceea ce sperați. Nu ce visați. Voi spera și vă vindecați. Nu e așa, hai să visez. Să stau cu ochii în soare, în stele. Și vreau să zic, central este asul de bâte și regele de cupe. Dragostea asta foarte profundă, foarte profundă și pasiune intensă. Și nu că n-ar avea pasiune, că am zis că flacăra este slabă între voi. Este, flacăra este influențată de alte situații. De alte situații. Că de-aia apare justiția. De situații care țin de justiție. Ia uite, transformare. Parcă am văzut mai devreme. De chestii, de tribunal, contracte, separări.
divorțuri, eventual apare magicianul. Se va manifesta ceva nou între voi. Clar. Regina de bâte. Da. Ok. Regina de bâte. Diavolul și 22 se înseamnă ceva pentru unii. 15-20. 15-22. Interesant. Tot numărul 6. Este energia flăcării gemene înainte să vă cunoască. Înainte să înceapă vindecarea, obsesia asta, mai ales atracția fizică față de voi. Dar voi veniți nu doar cu această atracție fizică, nu doar cu un estetic, poate ieși din comun măcar pentru ochii lor, dar veniți cu izvorul tămăduirii, veniți cu emoțiile acestea despre care probabil că ei n-au mai... sau pe care nu le-au mai simțit. Emoții foarte profunde. 22 e un număr maestru. 2 și cu 2 înseamnă 4, apropo de împărat. Voi le oferi stabilitate prin aceste emoții, chiar dacă, repet, pasiunea este foarte intensă între voi. Și nu doar asta, pasiunea aceasta vindecă, interesant, între voi, dacă ați fost împreună, dacă ați făcut dragoste, aș nu dragoste, voi faceți dragoste, nu faceți sex. Vă vindecați, măi. Și iar asul de pute și stea crește, Kundalini se trezește pentru, mai ales, pentru amândoi, dar în mod special pentru cel care, ia uite, justiția, măi, chestii, ia uite, regina de spade. Vor să o ia de la zero, vor să lase, acele apăsări în urmă și să vină corecții înspre voi, dar, repet, pentru unii poate asta să însemne și un divorț sau, renunțarea la unor contracte. Spuneam de trezirea lui Kundalini pentru unii dintre voi și de un sex vindecător, de momente în care faceți dragoste și vă vindecați, de traume, vă vindecați. Și nu doar că vă vindecați, vă treziți. Wake up, vedeți lucrurile, anticipați, simțiți că sunteți altfel decât restul. Și, repet, nu confundați această etalare cu de 4 de monede. În continuare țin la voi. Și voi țineți, dragii mei, țineți unul la celălalt, dar trebuie să țineți, dragii mei, și la misiune. Trebuie să țineți și la claritate și la vindecare, la vibrația cea mai înaltă. Unii dintre voi nu sunteți de... Trebuie să recunoaștem că nu sunteți de pe această planetă. Și când spun, știu ce spun. Chiar dacă unii sunt, că bați câmpii. Băi, crezi tu ce vrei. Dacă tu ai spus la flăcări gemene, poate că tu știi, da? Despre ființe cu corp uman, dar care de fapt sunt din alte galaxii și cred că unii dintre voi sunteți. Da. Și voi țineți la ei și ei țin la voi și nu doar atât. Trebuie să vă țineți și... picioarele pe pământ și capul pe umeri, pentru că această atracție este wow. În plus, iar e o relație karmică, 8 de monede, 10 de monede, 4 de monede pe care ambii, cel puțin o relație karmică pe care ambii trebuie să o vindecați fiecare în viața sa. Posibil cu 10 de monede să fie relație de familie. Personaje din familia voastră de care trebuie să vă vindecați. Asul de bine. Asul de pute și 9 de pute. Aș spune că e totuși energie masculină. Ia uite și cavalerul de pute. Da, vor săriște tot. Aș spune săriște tot, să încerce să vă recucerească, dar în sensul frumos al cuvântului, 9 de pute este extrem de determinat să stea în fața obstacolelor și nu doar că să stea în fața obstacolelor, să le dărâme. Dacă ați ști ce puternic e, dați asul de bute aici, asul de bute, asul de bute, asul de bute. Da, și nu doar să stea, chiar să și sară, chiar să și... Noi, calul este un animal curajos, extrem de curajos, să dărâme. Ați văzut și voi în filmele alea cum se ridică două picioare și dărâmă totul, calul. Măi, totuși, e de temut. Calul. Chiar dacă este prietenul omului, este de temut calul.
Și mai ales dorința de libertate, de eliberare. Eliberare, da. Eliberare de aceste, iaute, situația păsătoare în care trebuie să dea și contracte. Toată lumea vrea bani de la ei, de la voi. Toată lumea vrea să oferiți din energia voastră. Mie. Dar nimeni nu se gândește că voi aveți ceva de oferit la nivel colectiv. Și în primul rând vouă. Să vă aliniați energetic unul cu celălalt ca să puteți să lucrați. Rețele de lute. Opt de băte. De monede. Am zis de băte. Înseamnă că va fi și comunicare și călătorie. Dar e opt de monede. Da. Acest personaj în primul rând vrea să muncească. Să se alchimizeze, să se transforme. Ca să se echilibreze emoțional. Voi sunteți inspirația lor. Energia feminină interesantă este pe soare. În acest moment, pentru că au luat aceste de cărți, energia feminină are un aspect masculin, pentru că probabil necesar ca să fiți puternice și să lucrați la nivel colectiv. Mai accentuat. Nu că v-ați dezechilibrat, nu, mai accentuat, lucrat. De altfel, ați lucrat cu ambele aspecte. Dar felul în care ieșiți în public și comunicați și străluciți, inspiră. Și nu doar pe alții, și pe ei în mod special. Își doresc foarte mult să muncească în această dragoste, că e profundă. Și la modul practic. Bucățică cu bucățică, ciocănel cu ciocănel, ciocănel. Lovitură cu lovitură. Nu o luați prea sexy comunicarea asta, nu. Adică în ideea că... Ce înseamnă, apropo de lovitură? Nu e ușor să te transformi. Nu e ușor să alchimizezi. Pentru cei care lucrează totuși în construcție sau cu material, ar putea să înțeleagă, da? Și neapărat în construcție. N-am lucrat în construcție, am lucrat ca artist și știu ce înseamnă să iei materialul și să-l transformi. Să coși, să tai, să lipești, să rupi, să ciocă. Da, da, apropo de sculptură, da? E o chestiune destul de... obositoare, aș spune, dar dacă ești determinat, poți să obții lucruri deosebite. Și acest personaj e determinat să crească, să se transforme. Eventual ar vrea să ofere, să-și descopere dacă nu sunt independenți financiar, dacă divorțează, dacă ies dintre anumite contracte, dacă se separă de familia care a cerut tot timpul bani sau poate din potrivă au fost susținuți de familie și trebuie să descopere cât de puternici sunt, da? Au ceva de lucru. Doi de monede. Ia uite și vă, le e dor de voi! De numai și voi cred că voi e dor. Doi de monede, doi de cupe. O cupă albă, una neagră. Una mai tristă, una... Ia uite, și eremitul, tăcerea între voi. De ce? Pentru că au fost jocuri mentale. Pentru că nu au comunicat atunci. Pentru că n-au știut să aleagă. Pentru că au fost blocați. Au stat în acele programe mentale pentru că au încercat să vă blocheze și pe voi. Dar în stil karmic. În stil karmic. Pentru că n-au știut ce să aleagă, iar... Eremitul. Și acum stau și se gândesc. E bine dacă stau se gândească. Dar să găsească mai repede răspunsurile. Pentru că eremitul merge către stea. Către ce? Către vindecare, către lumină, către lucrare colectivă, PC. Lucrare colectivă. Le-o fi crescut barba de când nu v-ați... Le-o fi crescut barba de când nu v-ați mai văzut. Cine știe? Nu știu. Deci doi de monede și doi de cupe. Aici este. Sunt un pic dezechilibrați emoțional. Dar aș spune că sunt dezechilibrați emoțional din cauza relațiilor karmice și din cauza situațiilor prin care trec. Voi îi echilibrați pentru că la doi de cupe sunt două cupe face-to-face. La același nivel, voi îi creșteți. Deci sunt doi șerpi. Kundalini crește și la unul și la celălalt. Voi vă echilibrați, voi îi echilibrați. Și își dau seama, ia uite, își dau seama, gândesc. Posibil să se izoleze,
repet, cum am zis mai devreme, la izolare, să se izoleze de anumite influențe și ar face bine să se izoleze, pentru că asta e asul de monede. Vorbesc despre flăcări, gemene, suflete, pereche de vibrație înaltă. Ce se întâmplă cu ele la, în acest moment? Ah, ce frumos! Asul de spade, am zis, va fi comunicare. Comunicare este arătată, iau de. Și de... Stai că mai apărut ceva. Și regele de spade, da. Să comunice ce? Atracția? Ok, regele de bâte, regele de, regina de bâte. Atracția, da, sunt, există, că e flacără, e foc, e foc. Dar... Să comunice la ce au meditat, că am văzut mai devreme eremitul și acum regele de spade este cu steaua, cu steaua, cu spada în jos. Probabil când că mai au revindecat. Va fi un nou început. Se va comunica. Ia uite, temperanță. Se vor echilibra cupele. O veți vindeca. Luna și marele preot. Of. Wow. Pentru unii este o căsătorie sau o familie cu multe frici, cu multe mistere, să spun, în care se produce această trezire, trezirea masculinului în acea familie. Și acela vrea să înceapă ceva nou cu voi în acest an, 7. Vedeți, iar apare eremitul. La ce se gândește? Cum se investească în această nouă relație? Pentru că, repet, familia, tradiția sau dacă nu-i vorba de familie, și când mă vorbesc de familie, am zis, înseamnă mult, înseamnă neamuri. Și dacă nu e vorba de o familie tradițională, religioasă, poate să fie de un sistem de gândire. Asta înseamnă marele preot, care, printre foarte multe, înseamnă și sistem de gândire. Felul în care au fost educați sau needucați, inclusiv needucați. Aspecte care țin de mamă. Trebuie vindecate niște aspecte care țin de mamă în acea familie. Și a voastră și a lor, pentru că vă o gândiți, dragii mei. Și voi ar trebui să meditați la mămica voastră. Eventual, în această perioadă, deși am văzut că este influență și masculină, dar ce mai este? Mai este că posibil pentru unii dintre voi, în secret, acest unul dintre voi să-și dorească căsătorie. Dar, dragii mei, am zis, la voi nu este 10 de monede, este marele preot, este o legătură spirituală, este un contract spiritual. Contractul spiritual este pentru unii dintre voi, dar e spiritual, nu-i karmic. Și căsătoria este mult mai, mai în alte dimensiuni. Aveți nevoie să semnați aici contracte, cum fac karmici, cum fac alți pământeni nași. Da? Cavalerul de cupe. Chiar nu aveți nevoie de contracte semnate. Eu, din punctul meu de vedere, eu sunt multe, dar hai să le zicem. Ia uite, regele de cupe apare încă o dată. Wow, uai, de câți rege? Mai... Interesant, la nivel financiar acest personaj trebuie să... Deci, ce înseamnă împărat? Înseamnă 4 într-unul, ca și împărăteasa. 4 bărbați. Varianta sa emoțională, fizică, mentală. La nivel financiar, acest personaj probabil că trece prin niște separeuri la justiția, niște chestiuni, tribunal, acte, vedeți voi, divorțuri, nu știu ce, ceva, pentru unii, variază de la om, om la om. Și în acest motiv apare cavalerul de monede. Încă va avea, da, e dezrădăcinat. Își pierde stabilitatea financiară ca să crească spiritual lângă voi. E un risc pe care ar părea că și-l asumă. Dar, repede, dragii mei, este o flacără geamănă sau un anume tipar. Sau n-am exprimat corect, e Mercur retrograd încă. Anumite flăcări gemene care trec prin asemenea situații, nu toate vor trece. În anumite situații, unii încă nici nu s-au trezit, ci poate se vor trezi viața următoare sau la sfârșitul vieții. Dar despre ce vorbesc eu acum? Da, acest personaj este determinat să manifeste stabilitate. De-aia apare și astul de monede. Da, apare și 8 de monede. Trebuie să muncească pentru independență. 8 către 1, către as. De fapt, 8 și cu 1 înseamnă 9, independență. Da.
Iar vă ofer, vrea, își dorește foarte mult să ofere un anume tip de stabilitate fizică. Se manifestă variabil de la om la om, dar pentru această stabilitate fizică este nevoia de muncă, determinare. Determinare, muncă. Vedeți? Determinare, muncă. Sunt foarte determinați. Pentru că voi sunteți echilibrate financiar. Poate nu ați fi bogate, dar echilibrate financiare sunteți și puterea voastră vă va duce către abundență mai devreme sau mai târziu, da? Ia uite, amândoi meditați la această iubire, amândoi vreți să mergeți mai departe, 6 și 7. Ia uitați-l, împăratul. E aici. Această dragoste vă va da stabilitate, vă veți găsi stabilitatea împreună, dar repet, trebuie să o găsiți și separat. Cu alte cuvinte, nu trebuie să vă bazați pe ajutorul celuilalt. În principiu, ar trebui să veniți 50-50. Acum că poate unul fi 60 și altul 40 sau 70-30, dar chiar dacă ar fi o oarecare diferență de ofertă în momentul în care vă întâlniți, ar trebui să se redreseze destul de repede situația. Însă, repet, cu asul de monede și asul de spade, aș spune că se va marca o comunicare. Cât de curând? Cât de curând? Curândul acesta variază pentru că la nivel, la alte dimensiuni, alte realități, nu există timp pe care îl trăim noi. Din acest motiv, această etalare se poate manifesta pentru unii mâine, pentru alții săptămâna viitoare, pentru alții luna viitoare și pentru alții peste, eu știu cât timp, 6 luni. Sau poate, eu știu când. Am zis, un anumit tip de... Ia. Mai vedeți? Am văzut 7 de spade? Am văzut justiția de câteva ori, nu a existat corectitudine, s-a mințit, au fost măști și când ai de-a face cu, noi nu ai spune măscărici, că nu-i frumos, că nu vreau să iau la mișto flacăra geamănă, da? Când ai de-a face cu o flacără geamănă care nici măcar nu se cunoaște, nu știe ce ascunde, e întors spatele, da? 8 de cupe, voi ați întors spatele, pentru că eu purtam măști, nu a arătat. A, pasiune, ok, dar n-am nevoie doar de atât. Da? 3 și cu 8, 11, apropo de justiție. În nevoie de o relație stabilă. 4 și cu 1, 5, schimbare. Vă schimbați viața făcând lucruri bune pentru ceilalți. Și vedeți, voi manifestați o chestiune de manifestare. Făcând lucruri bune față de alții, vă atrageți, rămâneți în vibrație înaltă. Oh, ce frumos! Cineva vă comunică? Da, ei. Cavalerul de cupe comunică această declarație, face această declarație, comunică ce simte într-o anumită formă. Dacă nu fi verbal, o fi printr-un dar. Suficient de expresiv ca să înțelegeți, măi, asul de spade, să înțelegeți că oamenii ăștia vă iubesc. Ia uitați. Aceste cuvinte vor renaște, 20. Vor renaște flacăra. Mai pâlpâie ceva aici, mai pâlpâie. Și, apropo de manifestare, fiți în prezent și visați la viitor. 40. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc chiar să termine la 4, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și aveți grijă să nu confundați tiparul de relație în care trăiți. Vă pup numai bine!